Piper, motanul jucăuș Piper era un motanel tare jucăuș. El avea foarte mulți prieteni cu care se juca zilnic de dimineața până seara. Se întorceau acasă doar atunci când se făcea seară, rupți de oboseală, cu toți înfometați și direct la masă mergeau. Însă Piper, când îl strigă tatăl său să meargă la masă, prefera să se joace în continuare. Piper Într-o zi cu soare, Piper și ceilalți motănei au plecat la joacă și la distracție. Hei, uite! Uite pe masă la vecina un borcan cu ciocolată, strigă unul din prietenii lui Piper. Hmm, îmi este așa poftă, mă urc pe masă și o savurez pe toată. Piper încearcă și el din răsputer să se urce pe masă. Cu toții îl încurajau. Hai, Piper, ia-ți avân, sare în sus cu viteză! Însă, Piper, cu tot avântul și toată puterea lui, nu a reușit să se urce să deguste din borcanul cu ciocolată. Cu ochișorii lăcrimați, pe drumul spre casă, Piper se întreabă: De ce eu nu am reușit să mă urc pe masă și să degust din borcanul de ciocolată? Când ajungea acasă, îi povestește tatălui că el a fost singurul care nu a putut să ajungă la borcanul de ciocolată. Tatălui îl întreabă: de câte ori te stric seara să vii la masă. Tati, dar așa de mult îmi place să mă joc. Eu știu că îți place foarte mult să te joci, însă, uite, dacă nu mănânci, nu ai putere ca și ceilalți motănei. Ei cu siguranță când merg acasă, prima dată mănâncă, după continuă să se joace. Tati, promit că voi mânca. Vreau ca data viitoare să pot să mă urc pe măsuță să degust ciocolata din borcan. Părea atât de delicioasă! Piper a înțeles cât este de important să mănânce. Doar mâncarea ne ajută să creștem sănătoși și puternici copii. Așa că de fiecare dată când părinții îl strigau să vină la masă, venia de îndată fără comentarii. Piper papă tot și se face motănel mare. Sfârșit!